lei pe oră parcarea. Da, și fii atent ce aglomerat e. Faimosul trafic de Cluj. Da, extrem de faimos, mai ales în ultima vreme și stai să vezi ce este când sunt studenți aici. Abia așteptăm. Așadar, salutare tuturor și bine v-am regăsit de la Cluj. Bine ai venit la Cluj și bine v-am regăsit. Am venit aici la Ovi să furăm meserie despre cum se renovează o casă de domn, de om. Am înțeles că acolo la adresa mea stau numai domni. O să în curând proporția de domni și doamne și domnișoare se va echilibra, da. un feeling așa. Și dacă tot am venit la Cluj să furăm meserie de la Ovi, am văzut cum a amenajat casa și am văzut prin casă foarte multe plăci mari de ceramică, Ovi. Da, eu am insistat ca să instalez, să amenajez cu plăci mari băile împreună cu living-ul pe partea de jos, având în vedere că plăcile mari, datorită faptului că nu au atâtea rosturi, măresc oarecum suprafața și dau, desigur, o altă percepție asupra suprafețelor și a spațiului. Practic, plăcile mari au un rost și ele în viață. Da. Și pentru că Ovi mi-a spus că s-a sfătuit de minune cu Lucia? Da, cu Lucia de la Showroom Veneția. Am primit niște sfaturi foarte importante, fără de care nu aș fi putut instala acele plăci de dimensiuni foarte mari. Am zis că ar merita să facem o vizită la showroom-ul ei, având în vedere că e la o aruncătură de băți de unde locuiesc. Așadar, astăzi mergem la showroom-ul de ceramică să furăm ponturi și idei de la cineva care vinde așa ceva în fiecare zi și se întâlnește cu tot felul de clienți. Uite, George, practic în living am plecat cu aceste plăci Bianco, okay. De la Tubazin, practic alb niște, mat. Da, se poate spune un alb cremos, dize crema, așa? Crema. Astea le-am așezat în living, am ales varianta asta fiindcă au o formă destul de interesantă, adică dimensiunile 600x1200. Din cauza asta mai puține rosturi, desigur am fost nevoit să plachez cu rosturi fiindcă avem o încălzire în pardoseală și, după cum bine știm, la suprafețe mai mari și de fapt la orice plăci cu suprafață mare este nevoie de un rost de dilatare. Tu ești un client informat. Da, m-am informat, dar cel mai important am fost informat și aici în showroom. Okay. Asta este un model, dar okay. Hai să-ți mai arăt ce alte modele am mai ales. Uite, asta este al doilea model pe care l-am ales, cu care am placat pereții de la baie. Mm-hmm. Este disponibil în diverse mărimi. Este o imitație de beton de cofrat, practic. Eu zic că astea sunt plăcile care din vizionări au avut un succes foarte mare. Toată lumea vrea mai nou aspectul ăsta de ciment, de beton. Da, sunt foarte plăcute, mai ales la dimensiune mare. La dimensiune mare. 1,20 m pe 2,40 m. Desigur, vin și la dimensiuni și mai mari, dar cred că aici vom avea o situație cu meșterii care probabil nu au tot timpul sculele potrivite pentru a prelucra, pentru a monta corect astfel de plăci. Vedeți cum devine, cum apare un expert? Așa se naște un expert în ceramică. Are nevoie să învețe. Desigur. Învață de nevoie. Și? Nu a trebuit, dar mus ai fost. Se știe. Și mai există un model de placă pe care l-ai folosit, ăla cu aspect de lemn, care da. Înțeles că este hitul verii, ca să zic așa. Este foarte căutat. Hai să ți-l mergem acolo? Astea sunt plăcile pe care le-am pus în băi, pe podea și continuare pe perete. Practic sunt două nuanțe. Okay. Da? În baia copilului am pus nuanța mai deschisă și în baia matrimonială nuanța mai închisă. Sunt niște plăci care imită foarte mult esența de lemn. Dar văd eu bine că se duc până la 2,40 m? Da. Lungimea disponibilă este de până la 2,40 m, desigur pe o lățime de 20 de centimetri. Deci până mult deasupra ta aici așa. Da. Practic la suprafețe deschise s-ar putea crea și efectul de dușumea, zic eu. Interesant. Ce e foarte important, astea sunt niște plăci rectificate. Adică ce înseamnă asta? Asta înseamnă că muchiile, marginile plăcilor sunt rectificate după producție, astfel încât să se potrivească perfect pe suprafața unde se plachează. Adică teoretic ar putea fi instalate și fără rosturi, cu o singură condiție? Să nu ai încălzire în pardoseală.
Dar mai multe ponturi despre cum folosim inteligent plăcile ceramice vom afla de la Lucia. Să rămână, Lucia! Lucia, îmi pare bine. Dați-mi voie să vă corectez. Deja am auzit prima greșeală în comunicarea dintre voi. Rosturi. Există rosturi. Nu se poate monta nici măcar un produs fără rost. 1,5 mm. Musai. Chiar dacă este încălzire în parduseală, chiar dacă nu este. După cum ți-am zis, la Cluj n-o trebuie, dar musai fost. Așadar, haideți să aflăm mai multe despre ceramice și mai ales chestii pe care habar nu avem de la Lucia. Așadar, prima lecție. Nu se montează fără rosturi. Da. O să țin minte. Deci chiar dacă am plăci rectificate, dublu rectificate, măcar 1,5 mm. Rectificarea este făcută cu laser. Deci să nu credeți că vine pusă la un boloboc și se apucă cineva și o îndreaptă pe margini. Deci sunt făcute tipare, e cu laser tăiată, ca să fie perfectă una cu una. Și ele practic nu mai lucrează odată ce sunt coapte la cuptor, nu? Nu. În schimb, lucrează substratul, adezivul. Ok. Chiar dacă luăm un adeziv de 100 de lei sau de 50 de lei, trebuie să fim foarte atenți la ce trebuie să-l folosim. Trebuie să fie neapărat un adeziv flexibil, există adezive pentru interior, există adezive pentru exterior, se montează, adică poate să fie până la minus 5 grade, fiecare are o compoziție aparte și atunci trebuie să citim de 10 ori, să ne informăm corect unde îl folosim și pentru ce. Și nu ne putem baza doar pe meșteri pentru chestia asta, că eu știam că există meșteri pentru așa ceva. Din păcate, nu suntem chiar așa de bine pregătiți la capitolul ăsta. Avem și clienți care vin, văd un produs în showroom, să zic, are 1,20 m x 60, wow, îmi place, vreau să-l pun la mine în baie. Dar meșterul știe să monteze doar 60 m x 30. Dar e chiar atât de greu să pui 1,20 m x 60? Nu este așa de greu, doar că avem nevoie de scule speciale, pentru că la 1,20 m nu poți să tai cu mașinărie de tăia gresie. Îmi trebuie neapărat o mașină pe apă. Pentru a nu avea nici margini. Deci, așadar, încă o dată, dacă vă vine meșterul, dacă vreți să puneți plăci mari, căutați un meșter care a mai instalat așa ceva, exact. Cred că e o idee bună, și să taie cu apă, de preferință, ca să nu apară ciobituri. Exact. Acum nu vreau să fiu ironică, dar degeaba e ieftin meșterul. Și placa e premium. Și placa e premium, pentru că nu va ieși un lucru foarte bun. Și ce vor face? Vor da timpul vina pe materia primă. Mm-hmm. Nu pe faptul că nu știu eu neapărat să-l pun în practică sau să-l pun în valoare produsul respectiv. Că dacă stăm să ne gândim, dintr-un kilogram de făină pot să fac orice îmi doresc eu. Dar dacă nu știu să fac, pot să fac ceva cu ea? Mai nu. Există ceramică proastă? Da, există. Ok. Există, dar care nu ne pragul de preț la care nu mai găsesc ceramică de slabă calitate? Nu pot să zic că există. La momentul ăsta, 2021, am mai crescut un pic prețul. Hai să zic de la un 80 de lei în jos. Pentru că, pe metru deja riști. Da, deja riști. Gândiți-vă și voi, costul de producție, transporturi, oamenii, toate se adună într-un coș și ăla îți dă costul unui produs. Okay. Degeaba vreau o gresie de 30 de lei, ca aia va fi calitatea. În regulă. Ok. Apropo, au crescut prețurile, ca la toată lumea? Da, din 1 iulie vor crește. Cel puțin astăzi ne-au venit liste de prețuri noi, cum știți foarte bine, în construcții toate ori explodat. Dar cu cât au crescut, în iulie la voi? Cu între 7 și 15%. Doar? Doar, în momentul rău. De față. Pentru că eu aud chestiunea de până la 100%, la beton, la fier, la lemn. Da, din păcate, în momentul de față, cam astea sunt marjile. Ok. Și nu este bine pentru nimeni, nici măcar pentru voi nu o să nici fie foarte mine. Bine. Nici pentru mine. Adică nu e bine pentru nimeni, pentru că clientul tot care caută produse cât de cât pentru buzunarul lor. Da, dar în momentul în care deja te-ai crescut veniturile cu 15% nu, de la unul nu, la altă. Din păcate salariile au rămas acelea sau poate s-au micșorat în timpul pandemiei, dar prețurile cresc. Și atunci, cu atât mai mult, hai să vedem cum chipzuim banii, da? Hai să vedem cum alegem niște plăci bune. Bun. Cum alegem niște plăci de calitate în primul rând? Cum fac să-mi controlez cât mai bine bugetul atunci când știu cât să pun ceramică? Fie că e vorba de bucătărie, de baie sau de living. Tu, în momentul în care vrei să-ți faci o casă, deja știi până unde te poți întinde. Zici, mă, am nevoie, adică pot să-mi permit să plătesc un 50.000 de euro ca să-mi fac o casă, da? Acolo trebuie să-ți intre bucătăria, cu utilat, cu mobilă, living-ul, tot, absolut tot, gresie, okay. Faianță, obiecte sanitare, tot. De unde știu eu că trebuie neapărat să le bag pe toate în 50.000? Pentru că atât am permit. Mai mult de atâta nu se poate să câștig. Dar există o metodă mai deșteaptă de a-mi face bugetul ăsta decât pur și simplu să zic atâția bani am avut? Da. Știi cu ce poți să te salvezi foarte mult? Cu un designer. Mai ales dacă ai de făcut... Păi mă costă și ăla. Te costă și ăla, dar tu poți economisi în altă parte. Te duci să-și cumperi gresie și faianță, da? Îmi calculez eu baia,
zic, bă, mai pun în plus cu un 10%, cam astea ar fi pierderile. Dar un designer care îți face și randarea și zice, mă, aici mai e o tăietură, o punem următoarea jos, ți le calculează în așa fel încât tu nu să cumperi 3 cutii în plus, care, să zic, un 3 metri pătrați pentru o baie, care, să zic, aproximativ 3-5 milioane. Tu ai economisit doar la faianță sau doar la gresie. Deci, practic, designerul care îți face stereotomie, exact, design, toate lucrurile, exact, astea, îl plătești din eficiența, exact, și lipsa pierderilor. Exact. Vii, un pont. Îți cauți o baterie, îți cauți dușul, îți cauți vana și ajungi când să le pui în practică, îți dai seama că, de fapt, poate ai calculat greșit, nu ți se potrivește, nu ți mai place ceea ce ți-ai ales de prima dată, când le vezi în ansamblu pe toate montate. Și atunci ce faci? Iar ai niște pierderi, nu mi-o place. Dacă tot mi-am făcut acum, mi-o fac să îmi placă și o scoți afară și te, da, duci și iei altceva. Și atunci, de bine de rău, în România avem arhitecți de amenajare buni, care nu sunt foarte scumpi încă. Foarte buni, exact. Și atunci poți să le ceri să-ți facă un design, poți să-ți facă și o randare, poți să vezi în poze înainte cum o să arate și poți să știi înainte să fie gata dacă o să-ți placă sau nu. Exact. Și ți le aranjează, de exemplu, la mobila de bucătărie, că acolo toată lumea are probleme, și la electrocasnicele încorporate. Îți aranjează atât de bine și frumos, încât nu-ți rămâne nici măcar un centimetru neacoperit. Și mai e un skepsis aici, că dacă o faci bine de prima dată, ani de zile nu o să mai vii să mai cărpești, să mai faci renovări și îmbunătățiri. Exact. Practic este o investiție pe termen lung. Trebuie să te gândești la cel puțin 10 ani de zile, că nu se demodează chiar așa în 10 ani de zile și poți să o duci. După aia te pucerești de la capăt dacă vrei. Deci dacă calculez bine și lucrez cu un designer de amenajare, pot să știu că o să-mi ajungă banii dacă cumpăr chiar și o placă ceva mai, da, scumpă. Da. Dar ce înseamnă mai scumpă? Ce înseamnă mai bun la voi? Care e diferența între o placă corectă, de 80 de lei pe metru, și una, uite, am văzut aici plăci care se duc la prețuri mult mai mari. Deja, prețul variază în funcție de dimensiune, pentru că nu poți să iei la 80 de lei o placă de 2,40 m pe 1,20 m. Deja costurile sunt mult mai mari ca să poți să produc o placă așa de mare. Okay. Și atunci de aici se relevă și prețurile. 60 pe 60 ca și dimensiune le găsești între 80 și 150 de lei, să zic așa. Mm-hmm. Dar plăcile mai mari deja revin cu un alt cost. Odată de aici vine prețul mai mare. Da. Alte chestii, vorba de culoare, de felul în care arată. Și culoarea și felul în care arată, finisajul, există periat, mat, lapato, polish. Și la astea, iarăși, ne putem... Am văzut că e o modă întreagă acum, oamenii nu prea își mai iau ceramică lucioasă. Toată lumea vrea mată, e o idee bună? Depinde ce îți place. Că aici nu te sunt care, mă, dacă eu mă pun lucioasă, mi se vede nu știu cum și chiar dacă le areți, că nu e, dar aia vor, aia le place. Sau încă mai sunt clienți care vor 20 pe 20, că așa ne place. Dar că mai e o chestie. Cele mai multe accidente, puțin lume știe, se întâmplă în baie. Da. Pentru că ne punem pe jos gresie care nu se potrivește în dușul ăla și toată lumea vrea mai nou duș italienesc, adică să intri în el. Exact. Nu? Toată lumea vrea așa mai nou. Cădiță mai rar. Nu prea să mai poartă. Nu prea să mai poartă. Vrem cu toții duși deschis să intrăm așa. Da, niște e adevărat. Care sunt ponturile acolo? Ce fel de gresie recomandați acolo? Adică nu neapărat ca și culori sau... Mă interesează din punct de vedere al materialului. Cum să fie ca să nu alunești pe ea? Să fie antiderapante. Există gresie antiderapante? Da, de exemplu, gresia mată... Da, bineînțeles. Astea. Deci e mată, dacă aș pune pe jos și ai dat tu cu piciorul, să vezi că ți se oprește piciorul în ea. Okay. Pentru că porii nu sunt așa de ca la o placă lucioasă. Uite, spre exemplu, asta dacă o pun în duș, mă duc pe ea, nu? Te duci pe ea. Că te duci în contact cu apa, te-ai dus pe ea. Dar, în schimb, același material, același... Dar e mată. Și atunci nu ai același impact. Să ne asculte când le recomandăm ceva, că nu o facem cu răutate, pentru că făcând asta în fiecare zi și lovindu-ne de zeci de clienți și feedback-urile lor, ne pot învăța să învățăm și noi pe alții să facă lucrurile un pic mai corecte. Am văzut o mulțime de clienți înainte aici. Sunt convins că vă întâlniți toată ziua cu tot felul de situații. Uite, spre exemplu, în timp ce mi-arătai mai devreme, deja mi-imagineam că aș lua-o pe aia mai poroasă să o pun pe jos și asta o pun pe perete dacă vreau să... Da. Nu? Da, da, da. Dar cum să nu? Ok. Alte lucruri importante de știut. Uite, mă interesează partea de chituit. Atunci când îți faci un duș de genul ăsta, nu e ca la o cădiță. Trebuie să știi, cam știi ce faci cu chitul.
Bun, dacă tot e să povestim despre băi, vreau să o chem pe colega mea care e expert în așa ceva, face asta de 30 de ani. Deci hidroizolația, care ne salvează de orice probleme care pot apărea în decursul utilizării băilor acestea tip walk-in cu rigole, da? Hidroizolăm fie bicomponent, fie monocomponent, fie cu membrană și folosim obligatoriu banda perimetrală. Închidem colțurile, închidem muchile verticale. Deci, dacă folosim o bicomponentă, avem o soluție și un praf, se amestecă conform instrucțiunilor. Primul strat îl închidem în soluție foarte, să zicem, fluidă, să închidem doar porii de la șapă. Tragem banda perimetrală și venim cu stratul 2, grosierul, cu gletiera, ca să putem hidroizola. Cred că sunteți în stare să o faceți dumneavoastră, dacă vă da, am făcut hidroizolație, deci este super ok. Îmi imaginez. Deci hidroizolație, asta e foarte important, sub placare. Sub placare, deci... Pun plăcile după aia, cum le închid, cu ce fel de rosturi? Punem plăcile cu un adeziv flexibil. Adeziv flexibil. Okay. Pentru că uzual, în ultimii ani folosim doar plăci porțelanate. Tot ce înseamnă porțelanat are alt grad de absorție al umidității. Acest adeziv flexibil ne ajută să folosim dilatarea plăcilor ceramice. Iar venim la kitul de rost. Haideți să nu mai folosim kiturile de pe vremuri, care una sar, se murdăresc, mucegăiesc. Folosim kituri epoxidice, kiturile de piscină, care stau în apă, 24 din 24, care nu mucegăiesc, care nu produc niciun disconfort vizual, da? Nu stăm cu periuța să ne curățăm rosturile. Okay. E mai scump, dar este pe viață. Adică o baie o placăm cam la 15-20 de ani, zicem noi, acum clienții zic 10-15 ani, tendința, moda, plăcile se schimbă. Dar este extrem de important aspectul tehnic, punerea în operă. Plăcile noastre, ale noastre, ale companiei, tot ce e rectificat, au grade ardere în cuptor de la 900 de grade la 1200 de grade, deci placa este de cel mai înalt nivel, dar în funcție de dimensiunea plăcii, meșterul trebuie să aibă mașină pe tăiere cu apă, ventuze de ridicare. Iei o placă de 2,40 cu ce? Cu spatele. Ventuze de ridicare, se sparg, sunt concave, fac planeitate. Sunt destule bătezi. Aspecte tehnice și îi rugăm pe client să țină cont nu doar de ce spune meșterul, că îl cheamă Dorel sau nu, poate chiar meșter adevărat, să țină cont de ceea ce primesc în magazin. Studiem în medie 150 de cataloge lunar. 150, ok. Da, să ne putem număra, depășesc numărul. Deci cred că vă putem da un doctorat în ceramice. După 33 de ani, cu siguranță îl trec cu succes. Mulțumim frumos. Cu mare drag, vă așteptăm. Pontul așa dat de la cineva care se face toată ziua și care vede clienți care vin și cu proiecte de succes, dar și cu buleli. Și cum am mai spus noi pe Case Bune, nu e de vină întotdeauna Dorel, pentru că Dorel suntem toți. Că noi decidem, luăm deciziile și dacă luăm niște decizii bune, s-ar putea să ne fie mai ușor după aceea. Cam acestea sunt câteva chestii importante. Suficient. Mai venim înapoi la magazinul de ceramică pentru alte întrebări. Aveți întrebări pentru specialiști? Adresați-le mai jos la comentarii, că sunt convins că la cât de ocupați sunt o să-și găsească mai pe seară așa un pic de timp să-și răspundă. Este o perioadă plină cu proiecte. Toată lumea vrea acum, știu că nu prea există marfă pe stoc, cam care e timpul de așteptare? Noi avem două depozite, unul la Oradea și unul la București, cam două zile până la Cluj, iar dacă nu de la fabrică, dacă există pe stocul de la fabrică, două săptămâni, dacă nu, când o să fie termenul de asta producție. Asta e lux deja, două zile sau două săptămâni e record. Cam patru maxim, dacă nu există nicio fabrică. Mm-hmm. Patru săptămâni e încă bine. Să știți că n-am întârziat. Asta este un record. Să auzi pe cineva care livrează fără să întârzie în maximum 4 săptămâni. Așadar, dacă ai un proiect, ia-ți măsuri de prevedere, încearcă să bugetezi dinainte, lucrează cu un designer, alocă-ți banii și dă comanda și plătește și factura în avans ca să nu fie afectat de creșterea de prețuri din iulie sau de cine știe de când. Da. Și să știi că o să ai marfa la timp, că între timp o să ai timp să-ți cauți meșteria aia care să pună plăcile cum trebuie pe baza ponturilor pe care le-ai primit. Sperăm că ți-au fost de folos aceste informații de la niște oameni bine intenționați. Și dacă vrei să afli mai multe despre cei de la Veneția, ai data de contact în descriere ca să poți să vii să vezi și să-i tragi de limbă, mai ales pe Luce și pe colega ei? Mona. Pe Mona. Mona care este doctorand în ceramică, am să-i spunem. Cam atât. Să sperăm că v-a fost de folos. Poate ați obținut ceva util pentru voi. Și dacă ați primit ceva util astăzi, nu uitați să dați like și share acestui clip să ajungă la cât mai mulți. Un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Încă o dată mulțumesc, Lucia. Cu mare drag, vă mai aștept. Îi mulțumim lui Ovidiu că ne-a adus aici și până data viitoare să faceți și să renovați case bune.